Gluma se îngroașă la Londra, acolo unde, după mai multe eșecuri, premierul britanic a reușit să suspende Parlamentul britanic pentru o lună, după cea mai lungă sesiune din ultimii 350 de ani. Înainte să-și încheie activitatea pentru mai bine de o lună, legislativul a mai câștigat însă câteva lupte cu executivul. Organizarea de alegeri anticipate, așa cum ar fi vrut premierul, a fost din nou respinsă. De asemenea, executivul a fost obligat să publice documente guvernamentale legate de suspendarea Parlamentului și de pregătirile pentru Brexit fără acord. În paralel, regina Elisabeta a II-a a promulgat legea care îl obligă pe Boris Johnson să solicite o nouă amânare a Brexitului dacă nu ajunge la o înțelegere cu Uniunea Europeană în octombrie. Totuși, premierul britanic a spus că este hotărât să nu ceară nicio prelungire și a acuzat pe parlamentari că îi îngreunează negocierile cu Bruxelles-ul. Am cerut mai devreme ca Parlamentul să aibă încredere în oameni, dar opoziția încă o dată crede că știe mai bine. Ei vor ca prim-ministrul să meargă la o negociere vitală fără a avea dreptul să se retragă. Ei vor să întârzie Brexitul încă o dată fără a-i lua în vedere pe cei care au votat pentru asta. Boris Johnson a promis că va merge la summitul UE din 17 octombrie, afirmând că nu va ceda, indiferent că va obține sau nu un acord de ieșire.